Zeci de plicuri cu înștiințării pentru popririle pe conturi instituite de fisc au fost trimise lui Ion Fugaru de către ANAF. Fostul viceprimar de la Târgu Cărbunești a primit 46 de plicuri. Stupefiat, Fugaru a declarat că nu înțelege de ce nu i-au fost emise toate notificările în același plic. Toate sunt, după cum se văd aici, ștampila de spate, sunt datate cu data de 10.10.2016. Se vede foarte clar. Așa, mai mult decât atâta, dacă desfacem un plic, o să vedeți că în fiecare plic există decât o singură hârtie. O singură hârtie care, din ce au mai fost desfăcute, există data de 6.10.2016. Deci în data de 6.10 au fost întâlnite toate aceste hârtii. Consider că toate puteau fi, vedeți, ați văzut într-un singur plic, o singură hârtie, puteau să fie toate 46, foarte multe dintre ele, să știți că se referă la aceleași conturi deschise în unitatea de trezorerie și nu le dă toată suma integral și nu le, după aia în celelalte hârtii, le desfășoară. Îngropat de hârtii, contabilului Fugaru a crezut că este o glumă, în primă instanță, după care o eroare. Nu a apucat nici să deschidă toate plicurile. A descoperit în cele câteva plicuri desfăcute că are de dat bani la stat, iar datoriile provin tocmai din 2012. Vă dați seama că ar trebui să stau două zile ca să pot și să le deslușesc împreună cu contabilul, că nu e treaba de mine asta. Asta e treaba de contabilitate, care ar trebui să le ia pe fiecare și așa mai departe. Dar ce se vede, se vede foarte clar că este o greșeală de la ei, dar o nebunie pentru un om de rând, care un om care ar primi atâtea plicuri și ar fi mai slab de inimă, vă dați seama că ar face infarct. Zice că are datorii, a furat tot banii de la statul român și s-ar duce, ar face infarct. Reprezentanții ANAF spun că nu este nicio greșeală. Fugaru a fost înștiințat că inclusiv în momentul în care își va deschide un nou cont bancar la orice bancă din România, sistemul informatic al ANAF va genera automat înștiințări cu privire la popririle pe conturile sale, a explicat șeful Serviciului Fiscal Orășenesc Târgu Cărbunești, Gigi Trifoi. În cazul de față, în cele 46 de plicuri, sunt adrese de înștiințare a înființării popririle pentru un debitor cu sume mari restante la bugetul de stat, a apărut acest lucru. Având în vedere sistemul informatic al ANAF, în cadrul lui a apărut un cont bancar nou, s-a procedat la adăugarea popririlor făcute inițial la alte bănci, popriri care nu au fost achitate de contribuabil pentru datoriile care le avea, în contul nou apărut în sistemul informatic, s-au emis aceste popriri și aceste înființări băgate de către imprimeria rapidă în plicuri. Ion Fugaru este cercetat penal de către parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru evaziune fiscală. El susține însă că prejudiciul stabilit de polițiștii de la Economic nu ar fi real și a cerut efectuarea unei expertize, iar împotriva anchetatorilor a depus o plângere penală.